Pe 24 august, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Roman au fost sesizați de către un minor de 13 ani din oraș cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni de tâlhărie, pentru că a refuzat să înmâneze bani unui bărbat care l-a abordat pe stradă. Un băiat de 13 ani s-a ales cu telefonul smuls din mână ziua în jurul orei 18.30. La data de 25 august, instanța de judecată a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a tânărului de 22 de ani din Roman, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de tâlgărie. Din primele cercetări a reieșit că, în timp ce minorul se afla pe o stradă din municipiul Roman, un tânăr de 22 de ani i-ar fi solicitat banii pe care acesta îi deținea asupra sa. Deoarece minorul a refuzat înmânarea sumei de bani, tânărul, prin smulgere, i-ar fi sustras un telefon mobil. Persoana în cauză a fost identificată și condusă la sediul poliției în vederea continuării cercetărilor Totodată, telefonul mobil a fost recuperat și predat persoanei vătămate. În urma documentării activității infracționale, tânărul a fost reținut de polițiști fiind cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de târhărie.